Cristian Vlad Riza, unul din capii rețelei de Samsar, ce se ocupa cu comerțul fraudulos cu mașini, va fi transferat în Germania. Curtea de apel Cluj a validat mandatul european de arest eliberat de judecătorii din Nürnberg. Cristian Vlad Riza, singurul reținut după descinderile de ieri, a fost adus la instanță. Bun, dați declarație. Cum răspundeți acuzațiilor celor din Germania? Potrivit cercetărilor, rețeaua de clujeni, din care făcea parte și acesta, a înființat mai multe firme în Germania, unde achiziționau mașini second-hand, pe care le declarau apoi ca vândute către persoane juridice din alte state membre UE. În realitate, mașinile erau aduse în România și vândute unor persoane fizice. În acest fel se evita plata TVA-ului pentru comerțul cu mașini. Cristian Vlad Riza ar fi cauzat Germaniei un prejudiciu de peste 6 milioane de euro. Curtea de apel Cluj a cerut ca în cazul în care Riza va fi condamnat pentru evaziune fiscală, acesta să își ispășească pedeapsa în penitenciarele din România. Perchezițiile au continuat în acest caz și astăzi la Cluj. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, au fost ridicate documente contabile, 10 de laptopuri, PC-uri, telefoane mobile și tablete. De asemenea, au fost confiscați 100.000 de lei și 30.000 de euro. Cercetările continuă în acest caz.